Bună, o să vorbesc despre BCD. BCD este o clasă de codificări binare a numerelor zecimale. Fiecare cifră în BCD este reprezentată pe 4 biți. O să începem prin reprezentarea în BCD a cifrelor. Pentru a ne fi mai ușor, ne vom ajuta de codul 8421. 0 este 0, 0, 0, 0, 1, 1 este aici, vom scrie pentru 8 este 0, pentru 2, pentru 4 este 0, pentru 2 este 0, iar pentru 1 vom pune 1. Pentru 2, pentru 8 vom pune 0, pentru 4 vom pune 0, pentru 2, că este 2, vom pune 1, iar pentru 1 vom pune 0. 3 este 2 plus 1, așa că la 2 și la 1 vom pune 1. 0, 0, 1, 1. 4, aici, o să fie 0, 1, 0, 0. 5 este 4 plus 1, așa că o să fie 0, 1 pentru 4, 0 și 1 pentru 1. 6 este 4 plus 2, așa că o să fie 0, 1, 1, 0. 7 este 4 plus 2 plus 1. Așa că să-l scriem 0, 1, 1, 1. 8 aici e 1, 0, 0, 0. Iar 9 este 8 plus 1. Așa că să fie 1, 0, 0, 1. Acum o să scriem câteva numere în BCD. Vom scrie prima dată 59. Cum am spus, cifrele sunt reprezentate pe 4 biți. Așa că 5 va fi scris 4 plus 1, 0, 1, 0, 1, este o grupă de 4 biți, iar 9 este altă grupă, care este 8 plus 1, adică 1, 0, 0, 1. Îl vom scrie pe numărul 2579 în BCD. 2 este 0, 0, 1, 0. 5 este 0, 1, 0, 1. 7 este 4 plus 2 plus 1, este 0, 1, 1, 1. Iar 9 este 8 plus 1, este 1, 0, 0, 1. Acum că am scris și numerele în BCD, vom face câteva adunări. Prima dată vom aduna 31 plus 27. 31 în BCD este 3 este 2 plus 1, deci o să fie 0, 0, 1, 1, iar 1 este 0, 0, 0, 1. 27. 2 este 0, 0, 1, 0. 7 este 0, 1, 1, 1. Fiecare grupă se adună în parte. 1 plus 1, 0,
1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 0. 1 plus 0, 1. Și 0 plus 0, 0. Acesta este 8. Acesta este 2, este 1 plus 4. Este 5. Dacă adunăm 31 plus 27, e 8, 5, 18. Ne-a dat la fel. O să adunăm numerele 5904 plus 2157. 5904 în BCD este 5 este 0, 1, 0, 1, 9 este 8 plus 1 este 1, 0, 0, 1, 0 este 0, 0, 0, 0, iar 4 este 0, 1, 0, 0. 2157 este 0, 0, 1, 0. 1 este 0, 0, 0, 1. 5 este 0, 1, 0, 1. Iar 7 este 0, 1, 1, 1. Se va aduna fiecare grup în parte. 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 0. Și 1 plus 0, 1. După cum putem observa, numărul nostru este mai mare decât 9. Așa că vom aplica un factor de corecție. Factorul de corecție este 6 și vom aduna 0, 1, 1, 0, 1, 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 0 și este un 1 pentru transfer. Atunci când avem transfer, se va aplica factorul de corecție. Factorul de corecție se aplică o singură dată pe grupă. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. Acum o să adăugăm 1 de transfer. 1 plus 1, 0. 1. 1. 0. Și 6, deci este 1. 1 plus 1, 0. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. Și 1 plus 1, 1 plus 0, 1. Numărul este mai mare decât 9, așa că vom aplica factorul de corecție. 0, 1, 1, 0. 0 plus 0, 0. 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0. Transportul. 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 0. Plus 1. La transport. 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0. 1.
Ne-a rezultat 8. După cum se poate vedea, am aplicat de două ori factorul de corecție. Dacă adunăm, se ne dea 1, 6, 0, 8. Ne-a dat la fel. Acum vom mai face 3 exerciții. Vom reprezenta numărul 1, 1, 0, 0, 0, 0, faza 2. Vom reprezenta în BCD. Pentru a reprezenta numărul în baza 2, trebuie să transformăm baza 10, dar după aceea îl vom transforma în BCD. 1, 1, 0, 0, 0, 0. În baza 10 scriem 2 la 0, 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4 și 2 la 5. Adică este 32 plus 13. 48. 48 îl vom reprezenta acum un BCD. 48 în BCD este, înmărim, ne ajutăm de codul 8421, este 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Motorul exercițiu. Vom scrie numărul 9F, care este în baza X, în BCD. La fel, va trebui să le scriem în baza 10 și ulterior în BCD. 9F. 16 la 0, 16 la 1, să fie 9 ori 16, plus F este 15, 15 ori 1, este 144, plus 15, este 159. Acum, 159 în BCD este 1 este 0, 0, 0, 1. 5 este 4 plus 1 este 0, 1, 0, 1, iar 9 este 8 plus 1, 1, 0, 0, 1. Și ultimul exercițiu, vom reprezenta în exces 3 numărul decimal 7256. Prima dată va trebui să-l transformăm, să transformăm numărul 7256 în BCD. Pune BCD. 7 este 0, 1, 1, 1. 2, 0, 0, 1, 0. 5 este 0, 1, 0, 1. Iar 6 este 0, 1, 1, 0. Pentru a transforma din BCD în exces 3, o să adăugăm
3 la fiecare grupă. 3, care este 0, 0, 1, 1. Vom adăuga la fiecare grupă. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Adunăm. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0. 1, 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 0, 1, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0, 1 plus 0, 1, 0, 1 plus 1, 0, 1, plus 1 plus 1, 1. 1 plus 1, 0. 1 plus 0, 1. Aici este 8 plus 2, care este 10. Înseamnă că este A. În hex. 1. Aici este 4 plus 1, 5. 8. 8 plus 1, 9. Rezultă numărul 7256 să fie A, 5, 8, 9 în exces 3. Atât am avut de prezentat, sper că a fost util.